Salut! Sunt Simina Dreve, consilier acreditat prin artă. Iar astăzi vreau să te invit la o activitate relaxantă de art-terapie. Nu necesită nici talent, nici experiență și nici măcar unelte speciale, dar îți promit că are beneficii majore. Activitatea se numește desenul Safe Place. Are un beneficiu major pentru că el creează un loc sigur pentru a diminua sentimentul de anxietate. Durata lui poate varia între 30 și 50 de minute sau uneori poate chiar mai mult. Materialele de care ai nevoie sunt o foaie. Recomand să fie puțin mai groasă decât cea normală sau o foaie de Xerox, dar nu e obligatoriu. Poți folosi orice ai la îndemână. Acuarelele folosite în școală, dacă îți mai aduci aminte, cele de bază, simple, sau orice creioane colorate o să funcționeze la fel de bine. Crearea acestui desen Safe Place pe hârtie ne poate ajuta să atenuăm sentimentele de anxietate atunci când experimentăm un declanșator. Iar un declanșator este un zgomot, un miros, un eveniment, o știre sau uneori chiar o imagine care ne declanșează un sentiment de panică, o emoție negativă care nu ne-o dorim. Desenul poate fi folosit ca unealtă care mă ajută să mă gândesc la un loc sigur atunci când apare declanșarea. Scopul acestui desen este să ne permită să ne relaxăm și să ne aducem în minte și mai ales în suflet sentimentul de siguranță. Pune acest video pe pauză și pregătește-ți materialele necesare. Asigură-te că ai un spațiu în care poți să desfășori această activitate. În regulă, ești pregătit? Haideți să începem! Primul pas este partea de meditație. Iar pentru asta avem nevoie să te așezi cât mai confortabil pe un scaun, fotoliu, unde e mai bine pentru tine, cu picioarele la 90 de grade pe podea, fără să fie încrucișate, cu spatele drept și ochii închiși. Vreau să te focusez pe respirație. Inspir, expir. Să relaxezi capul. Poți să-l miști dacă simți nevoia. Gâtul. Cobor către umeri și se relaxează fiecare mușchi. Relaxează mușchii brațelor, palmelor, până la degete. Nu uităm de respirație, inspirăm și expirăm adânc. Relaxăm piept, abdomen, coborăm la bazin. Se relaxează fiecare mușchi, picioare, tălpi, degete din la picioare. Lăsăm gândurile să vină și să plece. Ele sunt ca trenurile în gară. Vin și pleacă, le observăm, dar nu discutăm cu ele. Focusăm pe respirație. Iar acum vreau să-ți imaginezi un loc în care te simți cel mai confortabil, în care ești plină de pace, de bucurie, ești în siguranță. Poate fi orice loc, afară, în casă, poate într-o lume fantastică. Imaginează-ți fiecare detaliu. Nu există reguli, nu există corect sau greșit.
imagine completă. Poți să deschizi încet ochii. Imaginea care ai reușit să o vezi în partea de meditație, acum o vei pune pe hârtie. Folosește acuarelele sau creioanele colorate. Nu uita, este important să nu-ți creezi așteptări legate de rezultatul desenului. Cel mai probabil nu vom reuși niciodată să-l desenăm exact așa cum ni l-am imaginat noi. Important este procesul și partea de relaxare și imaginea care noi deja o avem în minte. Creează spațiul tău de siguranță, adaugă detalii, adaugă culori care te fac să te simți în largul tău. Nu există nimic corect sau greșit și nu trebuie să fie conform cu realitatea. Bucură-te de culoare și de procesul creativ și pune acest video pe pauză. Revin cu două întrebări la tine. Prima, aș vrea să identifici dacă există locuri, mirosuri, oameni care îți creează gânduri pozitive și sentimente de siguranță. Pe spatele desenului poți să le notezi pe rând pe fiecare. Iar a doua întrebare este, ce instrumente crezi că te pot ajuta în reducerea sentimentului de anxietate? Câteva exemple ar putea fi vorbitul cu un prieten, plimbatul în natură, scrisul într-un jurnal sau exerciții de meditație. Ce instrumente crezi că te ajută pe tine și le poți practica de acum? Folosește imaginea și răspunsurile la cele două întrebări ori de câte ori simți emoții sau gânduri negative sau pur și simplu nu te simți în siguranță. Poți chiar să faci o poză desenului tău și să o pui pe telefon. Astfel o ai cu tine mereu. Ți-a plăcut exercițiul? Mă găsești, Simina Art, pe social media și pe canalul de YouTube. Urmărește-mă pentru viitoare informații, exerciții și diverse activități creative care sunt convinsă că o să-ți fie de ajutor.